Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de Sky PvP. Bineînțeles, suntem tot pe serverul city.minecraft-romania.ro. IP-ul îl găsiți și în descriere în caz de vreți să intrați pe voi și voi pe server. Și vreți să mă găsiți aici când filmez, bineînțeles că doar aici voi filma seria de Sky PvP. Și dacă vreți să vă jucați cu mine sau să fiți online, puteți sta aici pe server, mă rog, eu o să filmez pe pipioate la vreo 4 zile, ceva gen. Cam așa o să pun un episod la vreo 4-5 zile, pentru că am văzut că totuși vă place, dar nu pot pune numai Skype PvP acum. Care ar deveni plictisitor. No, bun, hai să vedem ce putem face. Din nou, cred că ne vom bate, va fi un clip de bătaie. Faza e că, de-abia mi-am schimbat setup-ul mouse-ului. Aula, stai un pic, stai să mă duc pe Instagram. Mi-am schimbat setup-ul mouse-ului și prin lucrul ăsta ce vreau să spun? Ei bine, mi-am schimbat DPI-ul și mai multe chestii. Gen, acum am pus un DPI mult mai mic, pentru că, avându-l foarte mare, mă dezavantaja în primul rând pe mine. Deci acest lucru e bine, cu DPI-ul foarte mare, nu prea poți să nimerești bine în jocuri, adică ai foarte mare, se mișcă prea mult când nu trebuie și din această cauză, asta este să-mi dau DPI-ul mai mic, mult mai mic decât l-aveam eu înainte. Înainte l-aveam vreo 2000 ceva DPI doar din mouse, acum l-am undeva la 1000. Și o să-mi fie ceva mult mai greu să mă obișnuiesc, data trecută n-am făcut o schimbare chiar atât de mare la DPI-ului, dar acum este o schimbare chiar enormă pentru mine și o să dureze ceva până o să mă acomodez. Sfârșitim cu tipul ăsta, că na, poate am și o nevoie de nițeluș help aici. Și dacă vă place seria, bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like. Bă, chiar mă gândesc să fac acum curând un live stream. Aș vrea să-l fac vineri, dar nu știu câtă lume s-ar uita dacă aș face vineri un live stream, nu știu, undeva pe la ora 3-4, depinde când vin de la școală. Chiar sunt curios dacă ați fi interesați să vă uitați la un live stream. Iar cine s-ar uita, chiar vă rog să scrieți în comentarii. Bineînțeles, dacă îl voi face, îl voi anunța, voi pune și un info video, pentru că n-am mai făcut de mult un live stream și nici nu mai sunteți voi așteptați la așa ceva. Tipul ăsta sunt timp, că e bine de știut. Hai că fac parkour, iar în caz de pic dau repede o perlă. Sper eu că nu voi pica. Mai mult acest setup cu DPI l-am făcut pentru ăsta, pentru CSGO. Pentru că pe CSGO încă nu mi-am găsit setup-ul perfect pentru a juca decent. Ca așa am momente când joc foarte bine, dar nu mereu. Mai bine las eu pe unlimited, parcă se mișcă mai bine. Parcă, nu știu ce să zic acum. Și da, hai să vedem. Uite, de exemplu, așa în inventar e mai greu să mă mișc, dar așa normal m-am obișnuit, dar în inventar mi se pare ceva mai greu. E tipul ăsta, m-am speriat. Nu știu de ce am o impresie că tipul ăsta mă va omorâ până la urmă. Chiar nu am nici cea mai mică idee de ce am impresia asta. De ce tot fac switch când dau cu arcul? Zici că mă cred pe ce circo? Scuze. Ia să schimb eu research spec. Văd că ăsta nu prea e prietenos pe Skype PvP. Hai să-mi pun texture pack-ul meu preferat când filmez Skype PvP. Cred că în fiecare clip am schimbat textura. Dar nu-i bai. E așa. Altă viață. Sau? Cred că pot pune pe busing acum. Altceva nu cred că am mai modificat eu la setări. Sper să nu mai fi modificat altceva. Oricum, Minecraft nu mai joc foarte mult decât cred că filmez și maxim o oră Minecraft, restul CSGO. Vreau să mă apuc să joc și eu mai serios, să învăț joc mai bine, să mă descurc mai bine. Să băgăm repede un măr. Nu vreau să mor. Și să dăm pe tipul ăsta. Hai boss. Acum e momentul adevărului. Hai să beau regeneration. Și am crezut că e strength prima oară, what the fuck. Pe bune, de-aia am și băut-o, dar după am văzut că era regeneration. Cred că ăsta e team.
cu tipul ăsta, de aia nu se atacă. Și mă lasă aici pe mine să... Nu! Oh, fuck. Rip. Cam așa am decedat. Mă enervează tipii ăștia care au un knockback destul de mare, pentru că e destul de greu să îi arunci în void. E greu, destul de greu să te bați în general cu ei. Dar apoi să-i mai arunci și în void, să-i mai și bați așa în... Bă, dar ce noob sunt? Ia stai, kit. De ce mă tot uit eu prin Ender, ce să văd dacă am ceva, când eu am kitul de vedet aici. Mă rog, perlele nu le mai am. Ales, mai am câteva perle. Nu mai știu unde erau perle. Parcă le găsisem într-un timp. Parc. Și că cabine. Era oriceva cabine? XP room. Hai să vedem. Poate ne mai dești tipul ăsta ceva. Ne mai ajută în acest clip. Pentru eu neavând foarte multe iteme. După ce mor, n-am altceva de făcut decât să mă duc în alte locuri. În alte locuri să fac alte chestii. Și nu știu dacă e chiar așa plăcut să vedeți voi asta. Exar perle, te rog, perle, give me. Dă perle, te trăiți arfami. Am nevoie de perle, n-am nevoie de armură, n-am nevoie de absolut nimic decât de perle. Ai de pana mea. Serios. Hai, sper că eu le-am luat. What? Ah, gata, m-am teleportat și eu. Tipul ăla chiar era enervat, nu știu ce voia el să facă. Hai, aruncă, boss. Am nevoie de perle. Bă, dar nici armura nu era. Am nevoie de multe perle. Pentru că așa armura mai pot face rost, dar perlele-s baza. Ok, oh my fucking, am umplut tipul ăsta cu perle. Hai, mulțumesc mult, băiatul. Hai că mai aruncă și celălalt tip cu perle. Gata, m-am făcut cu iteme, vă mulțumesc foarte mult dacă vă uitați la acest clip. Să știți că vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru aceste cadouri oferite pe server. Nu, bun, acum, hai să ne punem din perle, dar ce Dumnezeu să aruncăm? Hai de pana mea. Trebuie să arunc în primul rând, așa, un setul cu protection, uite, stai să dăm circuit, ceva cu projectile. Bă, stai, ce noob sunt, am backpack, comanda backpack. Bă, ce noob sunt, am uitat de comanda backpack care te salvează oricând. Ia să pun eu astea în backpack, pentru că din backpack nu poți pierde niciodată, chiar dacă mori, un fel de ender chest. Bă, mi-am adus aminte chiar într-un moment potrivit de acest backpack. Tocmai mi-am salvat situația. Ce să mai pun asta, Sharpness 3. Asta e cu Sharpness 2, ia să pun eu așa. Și mi-au două stacuri de perle. Gata, boșilor, haideți jos acum. Să ne luptăm. Dar după așa o stare de prietenie, haideți la luptă. Păi, da, nu? Opa. Oh, fuck. Bă. What the fuck? Bă. Ce Dumnezeu, de ce dau toți pe mine? Să mai zic ceva? Mai are rost să-l comentezi ceva? Mai are rost să-l comentezi ceva în privința asta? De ce dau toți pe mine? Înțeleg că filmez și că na, dar... Nu trebuie să fiți chiar așa nesimțiți încât să-mi dați target chiar când vreau și eu să filmez. Ok. Spawn. Cred că ar trebui să dau, pentru că nu mai merge să fac absolut nimic acum. Altceva nu cred că puteam să fac în situația aia decât să dau spawn. Pentru că am văzut că să dau cu perla nu mergea. Și puțin așa am văzut eu. Bă, și mi-e și frică să mă aruncă tipii ăștia. Vin pe mine. Sunt primii care vin pe mine și... Bă, nimeni să mă ajute și pe mine. Să zic că unul, hai că te ajut. Cred că tipul ăla a fost, dar nu știu dacă mai... Mai ajutăm acum.
Ba da, tipii ăștia extraordinari. Sunt extraordinari. Deci ăștia n-au altceva de făcut decât să-mi dea mie tarte. Hai de pana mea. Hai mă, da, atacați-vă și între voi, nu numai în mine. Nu dați doar în mine. Mai atacați-vă și între voi. Hai de pana mea. Și au și Norb. Ăștia sunt 4 și dau toți pe mine? Doar mi se pare sau ăștia sunt 4 și dau toți pe mine? Chiar vă rog, dacă vă uitați un admin sau ceva la clipul ăsta, să luați niște măsuri. Totuși, eu cred că pe ăsta îl putem numi și target dacă stăm bine să ne gândim. Ia uitați pe băjeți. Ia uitați. Hai să mai bag repede un măr. Cred eu mă chinui totul să fac așa ceva, dar nu prea pot, că sunt prea mulți. Trăivar familia. A, normal că vine și ăsta pe mine. Normal, logic. Că de ce s-ar aduce și pe altul? Hai să-l urmărim pe Geo, că el filmează. Îi dăm target, apărăm în videoclip cum l-am omorât. Și o să devenim o vedete pe YouTube. Da. Chiar nu am ce spune. Erau 4 tipi. Bă, da, unul să mă ajute, niciunul. Da, GG. După o luptă în care fac timp de 4, GG. Eu câteodată chiar mă întreb dacă unii gândesc înainte să spună ceva. Și cred că e o întrebare foarte bună pe care o pot spune dacă unii gândesc înainte de a face ceva. Momentan eu cred că mulți nu o fac și eu cred că ar trebui să o facem cu toții. Pentru că după ne mirăm de ce e atâta lume proastă. No, lăsăm lucrurile să treacă. Gen, ei Steam de 4, mă omoară după Gigi. Cel mai șmecher Gigi. Gigi înseamnă good game, că mi-a aruncat un void fiind timp de 4... Nu prea știu ce să zic, sincer. Și de asta e mai nașpa să joci pe un server mai micuț. Pentru că target non-stop și pentru că majoritatea, de exemplu eu promovând acest server, mulți sunt abonați. Și cam toți vor să facă același lucru. Mă rog, sunt două categorii de persoane. O categorie fiind cei care vor să mă ajute cu iteme și cu alte lucruri. Iar a doua categorie fiind tipii care vor să-mi dea target făcând și timuri de 100 doar ca să mă moare, să se dea mari că au făcut asta. Cred că dacă le și spun acum, să zicem așa la mișto, că nu aș filma, nu mi-ar mai da nimeni target pentru că n-ar mai avea un scop, acela de a apărea în videoclip făcând mă omoară. Ok. Și acum o să zică că nu știi de glumă, că... Sharnes 3. Nici nu e codat tipul ăsta. Iar tipul ăsta. E inadmisibil. Ce ăsta mi-a dat target peste tot. Peste tot mi-a dat. Tu ce pana mea vrei, că n-ai nicio șansă. Și tipul ăsta mi-a dat target absolut peste tot. Eu nu prea știu să mă folosesc așa bine de perle pe cum o fac tipii ăștia. Dar aici nu prea mai ține cont de skill, ținând cont care sabia idiotă cu knockback 10 milioane. Nu prea mă mai ajută nimic aici, nici skill-ul, nici nimic. Pentru că pur și simplu doar dă, el doar dă cu sabia aia și mă aruncă în void. Altceva nu face, nu cred că ăsta îl putem numi skill. Aș putea să fac aici. No, pe cuvânt, chiar o să cer ceva disguise, nu știu, orice este posibil, pentru că e imposibil. E imposibil să te joci cu tip de genul acesta. Chiar nu știu ce să mai fac acum. Chiar nu mai am nicio idee.
chiar vă rog să-mi propuneți în comentarii ce ar trebui să fac. Nu știu, chiar voi vorbi cu cineva din stafful City, un grad mai mare, dacă nu chiar un președinte, adică owner. Dacă pot, nu știu, să mi se schimbe numele, să primesc disguise, skin, orice. Pentru că altfel nu o să iasă bine niciun clip din această serie. De ce targetul spune tot? Target, target și iar target. Mai am aici niște iteme. Hai să le consum și pe astea doar pentru videoclip. Sper ca până în clipurile ce vor urma să mai fac rost de alte iteme. Sper eu, dar faza proastă este că eu nu mai am sabie. Sabie. Nu mai am sabie. O, mers. Thank you. Knockback 1. Bă, nu avea asta șarneza. Dacă mă duc pe tipul ăsta și l-arunc în void, trăivar familia să vă trăiască. Uite, chiar acum intru pe confă și întreb. Se poate primi disguise cumva pe Skype PvP? Ok, hai să mai mâncăm un măr și să încerc să mă duc cu tipul ăsta. Knockback 1. La mama naibii nu-l pot arunca, dar pot face totuși de ceva cu knockback 1. Adică e o diferență între nimic și knockback 1. Deci tipul ăsta era, ăsta e singurul tip care m-a ajutat până acum, care n-a fost idiotul, care n-a fost idiot să-mi dea target la bun început și să-mi faci îngomoare. Bă, îți dau iteme a treia oară. Uite, știi post. Aparent s-au cam omorât în trei băjeții. N-aveam ce să le fac, nu puteam să le spun, nu puteam să-i forțez să facă timp între ei. Bă, sincer, nu mai fac timp. Degeaba mi-a răstu. Surprise, mă, de facă. Plângeam dacă m-arunca tipul ăla. Că nici mult nu mai avea. Uite așa, dintr-o prostie de asta mai pot muri. Hai să mă duc și pe tipii ăștia aici, pentru că văd că ei se duelează. Unu-i mort. Aolo, cred că nu mai am de-astea. Nu mai am arc, voiam să dau cu arcul, dar după am realizat că nu mai am. Ok. Uite-l și pe tipul ăla cu coțat la mama naibii. Nu mai ești în luptă. Aolo, iar tipul ăla. Văd că e pătaie măricică aici. Ia să mă duc. Și văd că am și puțin de strength și un arc. Care pana mi-a venit din spate? Care ești, mă? Tu ăsta vii din spate? Tu vii așa furios să mă omori. Tu veneai, mă, așa frumos. Așa, venea el așa, încrezător. Că gata, o să mă omoare, o să mă termine pe viață, o să mă scuture de pe raza pământului. Dar n-a fost chiar așa. N-a fost să fie, din păcate, pentru el. Ăsta e unul dintre tip... e tipul ăla care mi se pare că mi-a spus Gigi că m-a aruncat în void. Hai, boss. Să vedem Gigi-ul tău ăla așa mare. Hai să băgăm un măr. Ok, deci precum dacă nu omor, îi spun Gigi Red PvP Lord to play 3 sips, no scope, easy peasy, lemon squeezy, 3 sips, tea, well play. Bă. Oh, am flame sau cred că alt tip a nimerit. Ce vrei, mă? Mamă, bă, stai așa că se complică treburile. Bă, dai să ieșim din apa asta, boșilor. Să ieșim din apa asta pentru că asta nu e PvP stând în apă. Haideți, vă aștept aici pe insulă. Hai. Nu ești tu, timărul meu. Dar te putem rezolva ușor. Sper. Și ăla are ceva knockback. Încearcă și el să facă ca mine să-mi prindă primul hit cu arcul și... Bă, da, asta îmi prinde mai multe hituri decât îi prind eu. Asta nu înțeleg cum face. Pentru că dau... Bă, mi se pare mie sau s-a cam întors direct pe... coechipierul meu, Darius. Nu știu, mi se pare sau a dat perla așa instant. Cel puțin, parcă așa am observat eu. Parcă.
Mamă, ce e aici? Mai e ceva ca la spawn. Opa. Ai, că tipul ăsta are perle, știe să dea cu păta. Se pare, nu știu, parcă îl suspectez puțin de ceva Chilaura, că prinde hituri toate în chiar ciudate. Uite, de exemplu, acum. Și își dă și capul în sus, în toată, dacă sar, își mute instant capul mai sus. Tip, hai să-l las pe tipul ăsta un pic să se bată. Nu. Da. Rip. Nu e greu când îți e tard, e sincer, e chiar greu. Ce că ai filmat-o? Ar trebui să fiu eu așa al naibii rău de tot și să nu pun clipul ăsta. Deci dacă aș fi eu al naibii, n-aș pune clipul ăsta, aș filma altul. Dar hai să lăsăm frustrații să plângă în continuare, că este mai rare jucători, pentru că mă aruncă în void. Tip, deci tipul ăla, nu știu, nu spun că are Chilaura, dar de suspectat îl suspectez. Chiar, vă rog, dacă sunteți ceva grad pe server și vă uitați la tipul ăsta, să vă uitați voi mai atent să vă dați seama dacă tipul ăla era acolo, dacă se ia măsuri în privința acelui timp de 4 sau câți erau acolo, pentru că timp de 4 nu cred că e permis. Bun, cam atât a fost acest episod din Minecraft Sky PvP. Dacă vreți mai multe episoade în această serie și nu numai, pentru că mă gândesc să mai încep și alte serii noi, dar asta rămâne de văzut în funcție de activitatea voastră pe canal. Aproape 12.000 de abonați în maxim 2 zile. Cred că îi fac, sper. Până data viitoare, am fost Geostyle și voi fi în continuare. Ne auzim în clipurile ce vor urma. La revedere!